În acest moment, pe podul de la spital se desfășoară ultimele activități și în întreaga zonă se desfășoară ultimele activități pentru asigurarea condițiilor de siguranță pentru pietoni și pentru deschiderea traficului rutier. În orele ce urmează, astăzi, probabil cel mai târziu mâine, se va redeschide circulația pe podul de la spital în condiții de șantier. Asta înseamnă că ne vom mai întâlni cu lucrători, cu utilaje care asigură fie lucrări de finisaje, fie lucrări de mutare, instalare stâlpi și așa mai departe. Important este că se redeschide circulația. Primăria Piatra Neamț a reușit să finalizeze un proiect privind digitalizarea unor servicii din instituție în valoare de peste 3 milioane de lei. În final, proiectul vizează eficientizarea și simplificarea serviciilor publice furnizate cetățenilor de către primărie, dar și creșterea eficienței funcționarilor. Să aducem această informație, că noi am înlesnit acest proces și că așteptăm feedback real din partea cetățenilor, pentru că suntem convinși că potențialul acestei platforme este unul mult mai mare decât cel demonstrat prin solicitările venite direct de la cetățeni. Anul acesta am avut undeva la 6.000 de documente eliberate în platforma de servicii electronice ale primăriei și cred că se poate mult mai mult de atât. Pentru a face, a lansa și o provocare cetățenilor și a face inclusiv această platformă cât mai atractivă pentru oameni și cât mai pe gustul și nu știu, interesul cetățenilor, mi-aș dori ca chatbotul, ca funcționarul online care a fost realizat pe acest proiect, să fie botezat chiar împreună cu pietrenii și vom avea chiar un roboțel pe care îl vom amplasa într-un loc căutat de pietreni, foarte frecventat de pietreni. Nu excludem posibilitatea de a-l pune chiar în mall-ul mai mare al orașului, tocmai pentru că vrem ca acest roboțel să fie cât mai la îndemână, într-un loc care să-i facă pe oameni să nu mai aibă nevoie neapărat de drumuri la primărie. Toate serviciile pe care vi le-am prezentat și pe portal, cetățeanul face o autentificare în portal cu username și password. Deci fără contul ăsta nu poate accesa serviciul? Nu poate, pentru că toate serviciile online țin și comunicarea răspunsului. Iar comunicarea răspunsului se face pe mail și trebuie neapărat autentificare. Toate serviciile primesc înapoi un document de răspuns din partea primăriei. Deci ori folosesc telefonul mobil, ori chioșcul e aceeași treabă. Doar că pe telefonul mobil sau de acasă ar trebui să aibă documentele deja scanate. Noi le oferim posibilitatea să scaneze buletinul aici, aici scanner de hârtie, iar în partea de jos îi se pot imprima. Aici un răspuns gentichet și aici un răspuns pe foaia 4. Adică sunt elemente care, mai mult decât atât, avem acest infochat, chatbotul despre care vă spuneam, care de fapt e un chat text. El are și voce. Dacă ținem aici acest microfon, da? El practic va asculta. El va trebui reglat în funcție de zgomotul de fond din zona unde o să-l ducem și va fi funcțional atunci. Încă nu l-am activat să-l întrebăm și să vorbim cu el, dar putem scrie, nu știu, branșament. El îmi dă un hint deja, autorizație, racorduri și branșamente sau, da, alegem una dintre ele și el îmi răspunde efectiv ce pot face, unde și documentele necesare, dacă dau aici,
îmi spune ce documente sunt necesare și îmi aduce și trimitere către în spate, către documentele necesare. La 3 ani după incendiul devastator de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au început lucrările de reabilitare la secția ATI. Pentru că Guvernul României a blocat posibilitatea alocării de bani pentru acest gen de lucrări, a fost aleasă calea ocolită a finanțării prin Fundația pentru Copii Alex Zamfir. În acest moment a fost făcută curățenie și se speră într-o rapidă reabilitare care va permite mutarea secției și reluarea activității normale. Deci, după cum ați văzut, se pregătește terenul, se face curățenie. Deja suntem destul de avansați la curățenie, se pregătesc pereții pentru viitoarea lucrare. Așteptăm proiectele pentru instalația electrică, pentru instalația de ventilație și să sperăm că lucrurile vor merge pe repede înainte. Trebuie să precizez că tot ce se realizează aici și tot ce se va realiza se face din fonduri private, cu ajutorul unui ONG și a multor oameni de suflet care au sărit în ajutorul nostru și sperăm să ducem la bun sfârșit, dar doar cu ajutorul dumneavoastră, celor care vreți să ne ajutați și să ne sprijiniți în acest proiect important. Spitalul Județean nu poate rămâne fără un ATI performant. Repetițiile finale pentru parada de Ziua Națională din capitală au început. Traficul va fi restricționat astăzi pe mai multe artere din zona Arcului de Triumf. Sunt afectate, între altele, șoseaua Chiselef, pasajul Piața Presei Libere, dar și bulevardul Charles de Gaulle. Peste 1500 de militari, 130 de mijloace tehnice, dintre care inclusiv 40 de aeronave, iau parte la antrenamentele generale de astăzi. Parada națională va avea loc vineri pe 1 decembrie de la ora 11. Atunci vor fi impuse alte restricții de circulație, dar și pietonale. Președintele Klaus Iohannis a trimis ministrului Justiției cererile pentru începerea urmăririi penale a foștilor miniștri USR de la Sănătate, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Simultan, parchetul general a fost înștiințat cu privire la formularea acestor cereri, mai anunță administrația prezidențială. Practic, șeful statului a dat undă verde cererii DNA din dosarul vaccinurilor. Cei doi foști miniștri, dar și fostul premier Florin Câțu, sunt acuzați de procurorii anticorupție că ar fi cumpărat în plus peste 52 de milioane de doze de vaccin anticovid Pfizer și Moderna în perioada pandemiei. Prejudiciul din dosar depășește 1 miliard de euro. În cazul fostului premier este nevoie de acordul Parlamentului pentru ridicarea imunității, pentru că Florin Câțu este în prezent senator. Senatul va vota mâine în plen cererea DNA. Președintele PNL Nicolae Ciucă declara săptămâna trecută că senatorii liberali vor vota pentru ridicarea imunității lui Câțu. În momentul în care vom primi documentele de solicitare din partea DNA, am obligativitatea în calitate de președinte al Senatului să convoc de îndată biroul permanent și în baza analizei și deciziei biroului permanent, documentele să fie înaintate către Comisia Juridică, comisie care va analiza documentele, va întocmi un raport, iar raportul va merge spre aprobare în plenul Senatului. Și în plenul Senatului, desigur, vom proceda cum am procedat și până acum, acordând votul nostru pentru a lăsa justiția să își facă datoria. Deci senatorii liberali vor vota pentru toți? Da. Dacă se întâmplă altfel? Eu îmi exprim convingerea că senatorii Partidului Național Liberal vor avea propria judecată și vor lua decizia în conformitate cu ceea ce au făcut și până acum,
la nivelul partidului, de fiecare dată când au fost astfel de situații, am procedat exact cum am menționat mai devreme. E o problemă pentru PNL, scandalul ăsta? Este o problemă pentru Partidul Național Liberal, în sensul în care, sigur, imaginea partidului în acest caz este afectată. Florin Câțu a fost președintele partidului, a fost prim-ministru, este membru al Partidului Național Liberal. Nu putem să spunem că nu s-a întâmplat nimic sau că nu se întâmplă nimic. Dar în atare situație, eu consider că este absolut corect să lăsăm instituțiile statului, justiția, să își deruleze procedurile și în final să vedem care este concluzia. Persoanele condamnate la închisoare și care fug din țară vor primi pedepse suplimentare. Acestea riscă până la 3 ani de închisoare în plus față de condamnarea inițială. Camera Deputaților va da votul final pe proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției mâine. Ministrul Alina Gorghiu a anunțat că noua lege i se va aplica inclusiv ultimului fugar, Cătălin Cherecheș. Miercuri va fi votul și după ce va intra în vigoare legea fugarilor, li se va adăuga o nouă pedeapsă la cea existentă, între 6 luni și 3 ani pentru o infracțiune asimilată celei de evadare. E o lege bună, necesară, susținută de guvern, mai ales în contextul în care unii condamnați găsesc diferite tertipuri pentru a nu-și executa pedepsele în penitenciarele din România. Da, e frustrant să vezi cum unii încearcă să scape de pedeapsa dată de o instanță din țară. Cel mai recent exemplu este condamnatul Cătălin Cherecheș, pentru că mulți m-ați întrebat, vă răspund. Legea i se va aplica atât condamnatului fugar Cherecheș, cât și oricărui fugar, care în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a legii sau de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare după caz, nu se va prezenta la organele competente pentru a începe executarea pedepsei. Alina Gorghiu a adăugat că simultan vor continua demersurile pentru a-i aduce în țară pe condamnații care au fugit de închisoare în alte state. Ca ministra justiției rămân preocupată de tema fugarilor și în limita, sigur, atribuțiilor pe care le am, voi depune toate eforturile ca să-i aducem înapoi în România. Și îmi doresc ca toate instituțiile statului să se implice în limita competențelor legale în acest efort. Cooperarea judiciară internațională în materie penală esențială în activitatea ministerului, mai ales în aceste proceduri de extrădare, de executare a mandatelor de arestare. În prezent sunt peste 100 de persoane condamnate definitiv la închisoare care au reușit să fugă în alte state, precum Italia, Grecia sau Anglia. Pe listă sunt nume celebre de la Alina Bica, Paul de România, Sorin Oprescu, Dragoș Săvulescu până la Mario Iorgulescu. Cel mai recent caz este cel al primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Edilul a fugit din țară într-un taxi cu actele unei rude vineri dimineață, înaintea condamnării la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Explozie puternică în această dimineață într-un bloc cu 4 etaje din Lugoj. O persoană a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului și a fost transportată la spital. În total, 2 locatari au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a fi evacuați. Alții 17 locatari s-au auto-evacuat. Deflagrația s-a produs în urma unei acumulări de gaze și nu a fost urmată de incendiu, anunță ISU Timiș. Din cele 84 de garsoniere, aproximativ 23 ar fi afectate. Persoanele evacuate vor fi cazate într-un internat. Un român din 4 nu își permite să mănânce la restaurant o dată pe lună. Suntem pe primul loc într-un top făcut pe baza datelor Eurostat. Alte 2 țări din regiune sunt în topul Eurostat, Ungaria și Bulgaria, unde aproximativ 14% dintre locuitori nu își permit o masă cu prietenii sau familia o dată pe lună. La polul opus sunt locuitorii din Finlanda, Cipru și Cehia, cu doar 1% din populație care nu își permite o ieșire la restaurant.
prețurile tot mai mari, dar și gradul de îndatorare fac tot mai mulți europeni să renunțe la socializare. Datele arată și că decalajele între meserii au crescut semnificativ în ultimii 15 ani. Hot News a comparat un curier și un IT-ist care aveau salarii similare în 2008. Acum, curierul câștigă aproximativ 3.500 de lei, în timp ce IT-istul obține peste 10.000 de lei lunar. Piața mașinilor second-hand din România este printre cele mai netransparente din Europa. Un studiu Car Vertical arată că aproape 66 de mașini rulate sunt aduse din alte țări, în timp ce aproape 60 au avarii în istoric. Valoarea media daunelor este de aproape 3.900 de euro. Țările cu puțină transparență în ce privește istoricul mașinii tind să aibă o medie scăzută a valorii daunelor. Alte 8% dintre mașinile verificate prin aplicație au avut kilometrajul dat înapoi, mai arată studiul. În acest caz, media kilometrilor șterși din istoric este de aproximativ 85.000. Cele mai transparente piețe auto second hand sunt în Regatul Unit, Germania și Elveția. Armistițiul dintre Israel și gruparea teroristă Hamas a fost prelungit. Schimburile de prizonieri, dar și pauza în schimbul de focuri din fâșia Gaza ar urma să expire mâine. Simultan vor fi permise în continuare livrările umanitare de alimente, combustibil și medicamente în Gaza. Acordul inițial a fost pe o perioadă de 4 zile și a prevăzut eliberarea 50 de ostatici izraelieni sau străini, în schimbul a 150 de palestinieni deținuți în închisorii din Israel. Până acum, peste 50 de persoane capturate de teroriști în 7 octombrie au fost eliberate, între acestea și 2 cu cetățenie izraeliano-română. Meteorologii au emis noi coduri portocaliu și galben de ninsori și viscol. ANM anunță că până mâine dimineață, la munte, la altitudini mari, va ninge, iar vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. Rafale de 50 de km sunt anunțate și în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei și în estul Munteniei. A fost emis cod portocaliu de viscol pentru Carpații meridionali și de curbură. Acolo, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, iar vântul va atinge la rafală până la 110 km pe oră. Până mâine la ora 10, județele Tulcea și Constanța sunt sub cod galben de vânt puternic. Marți, undeva de la 3-4 până la cel mult 10-11 grade, cu cele mai scăzute valori în zonele de presionare și cele mai ridicate în zona litoralului. Miercuri, un tablou termic asemănător, multe valori, peste 4-5-6 grade în partea de sud și de est a teritoriului, însă temperaturile minime vor fi destul de diferite de la o noapte la cealaltă, astfel încât marți spre miercuri vor deveni pozitive în aproape toate regiunile, însă miercuri spre joi vor fi din nou negative în toate regiunile, toate acestea în funcție de masele de aer și fronturile care se succed în zona țării noastre, pentru că această încălzire va aduce după sine o masă de aer mai cald și, în consecință, precipitații în transformare, de data aceasta invers, de la ninsoare la lapoviță și ploaie. Dacă astăzi vom mai avea în vestul, nord-vestul, centrul teritoriului precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane și mixte, în zonele mai joase de relief, mâine un front atmosferic va traversa țara cu totul, va determina sisteme noroase și precipitații de la vest către est în toate regiunile, pe alocuri mai însemnate cantitativ și, cum spuneam, în transformare, astfel încât în zonele montane vor fi precipitații sub formă de lapoviță ninsoare, dar și ploaie în zonele mai joase montane, iar în zonele de câmpie precipitațiile se vor transforma treptat, vor deveni preponderent sub formă de ploaie. În zonele cu probleme, în partea de sud-est a teritoriului, unde avem strade zăpadă la momentul acesta, va diminua mult în grosime sub incidența precipitațiilor în formă lichidă.
În aceeași măsură, vântul care a pus probleme și va mai avea intensificări și astăzi, dar nu la aceleași viteze ca în intervalul anterior, va slăbi treptat în intensitate, se va mai manifesta în mod deosebit în zona litoralului, în zilele următoare, dar pe arii mult restrânse și la viteze mult reduse față de ceea ce a fost. Vom mai avea intensificări de 45-55 de km pe oră în mod deosebit în vestul, în centrul, în estul teritoriului și pe crestele montane cu viteze mai mari de peste 70-80 de km pe oră, acolo unde într-adevăr zăpada va fi spulberată. Și în capitală, variații termice, dar într-un sens bun de data aceasta, pentru că temperaturile vor crește ușor. Marți undeva la 7-8 grade, miercuri poate chiar 9-10 grade, în timp ce minimele vor fi marți miercuri pozitive, 3-4, iar miercuri spre joi din nou ușor negative. De data aceasta, rolul nebulozității. În condițiile în care și în zona capitalei, mâine marți, frontul acela al măsării de care vorbeam în traversare de la vest către est va ajunge și în zona capitalei undeva spre după amiază, seara, noaptea și va determina de data aceasta precipitații în formă lichidă. Rapid a pierdut aseară meciul cu Universitatea Cluj din Liga 1 și a rămas la 7 puncte de liderul FCSB. Giuleștenii au condus cu 2-0, dar Daniel Popa a redus din diferență pentru clujeni pe finalul primei reprize. Universitatea a revenit și a întors scorul în a doua parte a meciului, scor final 3-2. Tot ieri, Craiova a câștigat cu 2-1 partida cu Sepsi. Au fost ultimele meciuri din etapa a 17-a. FCSB s-a distanțat pe primul loc cu 37 de puncte. Urmează CFR cu 32 și Rapid cu 30 de puncte. Meciurile din grupele Champions League revin. Barcelona, Porto, PSG, Newcastle sau Atletico Madrid pot obține diseară calificarea în primăvară. Barça o întâlnește pe Porto în grupa H de la ora 22. PSG are meci cu Newcastle de la aceeași oră în grupa F, iar Atletico o va întâlni pe Feyenoord în grupa E. Altă partidă interesantă este cea dintre Dortmund și AC Milan, tot din grupa F. Primele meciuri sunt de la 19:45 de minute, Lazio Celtic și Shakhtar Anvers.